Săptămâna Mare este o înșiruire de evenimente dramatice și dense, pline de învățătură. Trădarea lui Iuda. Ioan, capitolul 13, de la versetul 21 la versetul 30. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau cine vorbește. Unul din ucenici, adică acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și-a întins o bucățică și-a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda și Iisus a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Istoria vieții lui Iuda Iscarietanul este una dintre cele mai revoltătoare și triste povestiri din Scriptură. E revoltătoare pentru că orice trădare a unui prieten care ți-a făcut doar bine produce revoltă. A răspunde cu rău la rău este omenesc. A răspunde cu bine la rău este creștinesc. Dar a răspunde cu rău la bine este drăcesc. Este revoltătoare, dar este și tristă, datorită finalului. Alegerea unei soluții permanente la o problemă temporară, a unei soluții definitive la o problemă rezolvabilă. Istoria lui Iuda Iscarioteanul ne șoptește un mesaj foarte clar: fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Suntem obișnuiți să-l privim pe Iuda ca pe un fel de monstru. Trădarea lui Iuda o privim ca pe o atrocitate strigătoare la cer. De aceea, unii au încercat să o justifice, să o ușureze cumva. Unii au încercat să înmoaie actul lui Iuda. Au zis că făcea parte din partida zeloților care doreau reinstaurarea împărăției lui Israel printr-o lovitură armată. Astfel, spun aceștia, Iuda l-a trădat pe Iisus pentru a-l forța să pornească la luptă, pentru a-l pune la colț. Credea că odată amenințat cu moartea, Iisus va ridica poporul și visul zeloților se va împlini. Și astfel Iuda devine un soi de patriot care trădează din motivații bune, din motivații patriotice. Mai că această perspectivă nu rezistă argumentelor Scripturii. Este doar o speculație. De unde știm asta? Uitați-vă la cuvintele lui Ioan, din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 70. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și totuși, unul din voi este un drac. Sau, tot Ioan, în capitolul 12, versetul 6, spune așa: Iuda zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Este caracterizarea lui Ioan cu privire la Iuda. Iuda nu era un zelot care din motivații bune vrea să-l împingă pe Iisus la luptă, să ridice poporul și să scape de stăpânirea romană. Așa că haideți să ne uităm la această trădare a lui Iuda, la viața acestui Iuda, să vedem ce putem învăța din ea. Iuda din Cariot, singurul ucenic negalilean, probabil din orașul Cariot, a rămas în istorie ca și trădătorul acoperit de un dispreț bine meritat, rezultat direct al faptelor lui. Noi îl privim din perspectiva sfârșitului vieții sale. Dacă cumva nu am cunoaște finalul povestirii, am fi cu siguranță mai pozitivi în ceea ce îl privește. Până și ucenicii erau până la aflarea veștii. Poate l-am și plăcea un pic, doar seamănă cu oricare dintre noi. S-ar putea să nu existe o diferență între ceea ce a făcut el atunci acolo și ceea ce facem noi acum și aici. Uitați-vă la Iuda, este unul din cei 12 aleși de Domnul Iisus.
Apoi Iuda a experimentat nemijlocit prezența Mântuitorului timp de 3 ani. Mesajele lui pătrunzătoare, minunile lui supranaturale, a fost un martor direct la toate aceste manifestări divine ale lui Iisus. A fost împreună cu el. Iuda avea și el autoritate primită de la Domnul Iisus. Iisus a chemat pe cei 12, ne spune Matei 10, și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iuda avea această putere. Avea această autoritate primită de la Domnul Iisus. Apoi Iuda era casierul, arăta ca și un om de încredere. Apoi Iuda, într-un moment de criză, alege să rămână alături de Iisus când mulți alți ucenici îl părăsesc. Cu toții ne aducem aminte de momentul în care Iisus spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Mulți ucenici l-au părăsit atunci și când Iisus îi întreabă pe cei 12, voi nu plecați? Aceștia spun: unde să plecăm, Doamne? N-avem la cine să ne ducem. Iuda rămâne alături de Iisus în ciuda acestor cuvinte grele, vorbe greu de dus. Apoi, vedem un Iuda care este gata să-și riște viața pentru Domnul Iisus, exact ca și ceilalți ucenici. În Ioan 11, Lazar murise, învățătorul hotărăște să meargă la Ierusalim, ucenicii îl avertizează: de curând căutau să te omoare, n-avem ce căuta acolo. Iisus spune: vom merge. Ce spun ucenicii? Iuda împreună cu ei? Haidem să mergem împreună cu el ca să murim. Iuda este gata să-și riște viața. Iuda era plăcut și nu dădea semne de lipsă de loialitate. De unde știm asta? Pentru că atunci când Domnul Iisus le spune că unul dintre ei îl va vinde, ucenicii se întrebau fiecare: nu cumva sunt eu? Nu se gândeau la Iuda? Nu dădea semne de lipsă de loialitate. Iuda era ca unul dintre ceilalți. Și atunci, cum este posibil ca un om care are parte de toate aceste binecuvântări și privilegii să calce strâmb, să se împiedice pe drum? Este posibil? Nici măcar atunci când ai parte de prezența Mântuitorului nu poți fi sigur de inima ta? Nici măcar atunci. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși ca nu cumva să fie osândit odată cu lumea. Ce putem învăța din viața lui Iuda Iscarietanul? Putem învăța cel puțin 3 lucruri. În primul rând, poți acționa ca și un ucenic al lui Hristos, fără să fii unul. Poți să te asociezi, să te integrezi între oamenii lui Dumnezeu toată viața, fără să-L urmezi pe Dumnezeu, cu adevărat. Poți înșela câțiva oameni o anumită perioadă de timp, dar nu-i poți înșela pe toți oamenii tot timpul. Te poți înșela chiar pe tine însuți o vreme, dar nu-L poți înșela pe Dumnezeu. Poți începe ca și ucenic pentru ca mai apoi să te pierzi pe drum. Există acest pericol, trebuie să fim conștienți de el. Cu cât avem o istorie mai lungă cu Dumnezeu, cu atât crește pericolul obișnuinței cu El, a luării Lui în ușor, a diminuării autorității sale, a derivei spirituale, dacă nu suntem treji ca să veghem la viața noastră în fiecare zi. Iată un mare avertisment pentru oricare dintre noi. Există riscul de a pierde din vedere relația cu viața cu V mare din pricina funcționalității vieții cu V mic. Viața ne este relativ liniștită, avem de toate, avem obiceiuri bune, suntem respectați și vorbiți de bine, suntem oameni decenți, moral, nu facem rău la nimeni și nimeni nu ne vrea răul. Se pare că am descoperit secretul unei vieți liniștite și funcționale, numai că Iuda ne avertizează imediat în felul următor. Biruința în umblarea cu Dumnezeu nu ți-o garantează un act trecut de dedicare, deși acesta este esențial în startul unei relații cu El, ci e nevoie de o dedicare zilnică, din momentul în care te trezești dimineața până în momentul în care adormi seara și tot așa până la moarte. O a doua lecție de viață, uitându-ne la Iuda. Când încetezi să te mai împotrivești diavolului, începi să te predai lui. Aici a căzut Iuda. A fost ales de Dumnezeu să execute actul trădării? Ne putem întreba. Nu. El nu a fost predestinat să-L trădeze pe Iisus. A făcut-o de bună voie. A fost alegerea sa. Iuda este fiul pierzării din pricina actului făcut. A devenit fiul pierzării din pricina alegerii sale.
Toți ucenicii au fost expuși acestei posibilități. Nu se știa de la început cine îl va vinde. Noi privim la ucenici ca la niște eroi ai credinței și acum sunt. Au devenit așa ceva. Dar atunci au fost niște simpli oameni, ca și noi, expuși acelorași ispite, nevoiți să facă alegeri între bine și rău în fiecare zi, exact ca și noi. Iuda nu a fost predestinat pierzării, el a ales să ajungă acolo. Cum? Mă întreb, vă întreb, putem ști că ceva se va întâmpla fără a cauza noi înșine acel lucru? Da. De fapt, putem prezice că un eveniment va avea loc fără să-l cauzăm noi. Putem. Să vă dau un exemplu. Reclamele de la Super Bowl. Evenimentul sportiv de cea mai mare anvergură din întreaga lume. Un spot publicitar de 30 de secunde costă $1,000,000. 60 de secunde costă $20,000,000. Cum de plătesc atâția bani firmele, companiile acestea? Pentru următorul fapt. Se știe că vânzările cresc cu 12 până la 15%. După flash-ul cu Pepsi, la 15 secunde, 2000 de oameni se ridică de pe scaune și își cumpără o sticlă de Pepsi. E obligat cineva? A cauzat cineva ca 2000 de portofele să se deschidă? Nu! Era previzibil că așa ceva se va întâmpla, dar nimeni nu i-a obligat, nu i-a predestinat la cumpărarea sticlei de Pepsi. Nu știi care dintre cei câteva sute de mii prezenți acolo se vor ridica și vor cumpăra. Indivizii nu au fost predestinați, ei au ales de bună voie. Să vă dau un alt exemplu. Poliția rutieră îți va spune că vara aceasta, pe dealul Feleacului, vor avea loc 5-6 accidente de mașină. Poliția prezice acest lucru, ne spune să conducem cu atenție, dar 5-6 accidente de mașină vor avea loc acolo, prin propria alegere, nu datorită prezicerii poliției? Iuda a fost responsabil de faptele sale. El a fost stimulat de cel rău, exact ca și ceilalți ucenici, dar cel rău a găsit o fisură în caracterul lui Iuda, a profitat și a lărgit-o până la rupere. Fisura lui Iuda erau banii. Fisura multora dintre noi sunt banii. Pentru că atunci când încetăm să ne mai împotrivim diavolului, începem să ne predăm lui. Genesa 4:6 ne prezintă primul act violent al omenirii și surprinde cu putere adevărul exprimat mai înainte. Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său, Abel, haidem să mergem la câmp și știm istoria mai departe. Păcatul acționează întotdeauna într-un proces. Iacov îl descrie foarte clar. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Păcatul cheamă păcatul. Trădarea nu apare spontan, ea crește în inima omului înainte de a se manifesta fizic. Așa au crescut lucrurile și în inima lui Iuda și putem găsi aceste secvențe pe paginile Evangheliilor. La ungerea cu mir, pregătirea lui Iisus pentru înmormântare, gestul frumos făcut față de Domnul Iisus, ni se spune în Evanghelie că ucenicilor le-a fost necaz, Matei spune așa. Unora le-a fost necaz, zice Marco. Iisus îi ceartă. La scurtă vreme după scena aceasta, aceeași scenă se repetă doar cu alte personaje. Maria din Betania, sora lui Marta și lui Lazar, toarnă mir pe picioarele lui Iisus. Și Ioan ne spune că Iuda, ca și cum, n-a învățat lecția. Reacționează la fel ca și mai înainte. Se putea vinde și da banii săracilor. Și Ioan îl observă imediat, îl evaluează și spune,
zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. În mod progresiv, fisura din inima lui Iuda a început să se lărgească și a început să se vadă. Păcatul înșală, înfășoară, împietrește și în final duce la moarte. Până la urmă, Satan intră în om doar la invitație. Noi nu suntem la cheremul celui rău. Invitația noastră poate să fie verbală, printr-un act de dedicare ocultă, sau prin afundare în păcat după păcat după păcat, sau prin delăsare, predarea controlului minții. Satan va unelti împotriva noastră. Dar trebuie să știm, puterea și acțiunile demonilor sunt controlate și strict limitate de către Dumnezeu. Satan a putut face doar ceea ce Dumnezeu i-a permis să facă lui Iov. Demonii sunt ținuți în lanțuri veșnice, ne spune Iuda, versetul 6. Pot fi biruiți de creștini prin autoritatea pe care aceștia o primesc de la Iisus Hristos. Uitați-vă în Iacov, capitolul 4, versetul 7. Demonii nu pot cunoaște viitorul, nu ne pot citi în minte, nu ne cunosc gândurile. Scriptura o spune foarte clar, doar Dumnezeu cunoaște viitorul. Uitați-vă în Isaia 46, de la 9 la 10. Ni se mai spune în Scriptură că Iisus cunoștea gândurile oamenilor. Citiți în Matei 9, în Marcu 2, în Luca 6. În altă parte se spune că Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor. Nu există nicio indicație în Scriptură cum că îngerii sau demonii pot cunoaște gândurile noastre. Daniel îi spune lui Nebucadnețar că dintre cei care vorbesc printr-o altă putere decât a lui Dumnezeu, nimeni nu poate să-i spună ce a visat. Pentru că doar Dumnezeu cunoaște gândurile oamenilor. Satan nu le cunoaște. Demonii pot observa doar ceea ce noi facem. Pot asculta ce vorbim și trag anumite concluzii. Așa că, încă o dată, fiecare om este responsabil de alegerile sale. Dumnezeu ne acordă liberul arbitru și aceasta ne responsabilizează total. El nu se interpune în calea alegerii noastre. Da, este adevărat, ne dă semnale, ne vine în ajutor, ne oferă muniția necesară pentru a alege binele, dar nu se interpune în alegerea noastră. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, spune Iacov, deci se poate. M-am întrebat, de ce Domnul Iisus nu a făcut publică viitoarea trădare a lui Iuda și să ceară ucenicilor să intervină, să-l oprească pe Iuda, să le spună, uitați-vă, Iuda ne va trăda, opriți-l. De ce nu face Domnul Iisus lucrul acesta? Pentru că trădarea, păcatul, nu devine fapt, realitate, până nu l-ai înfăptuit. Până nu l-ai înfăptuit, mai există o șansă de a te opri, de a alege bine. Iuda mai avea șansa de a se opri, până în momentul în care l-a înfăptuit, el încă nu era vinovat. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi făcut publică intenția lui Iuda, ar fi discreditat pe Iuda înainte de a păcătui, înainte de a greși. Dacă Dumnezeu ne-ar da pe față toate gândurile cu care cochetăm noi, toate lucrurile care ne trec prin minte, toate motivațiile pentru care facem ceea ce facem, am fi osândiți de cei din jurul nostru. Nu am mai avea posibilitatea să alegem să biruim răul. Am fi discreditați înainte de a comite păcatul. De aceea cred că Domnul Iisus n-a putut să zică nimic. Pentru că fiecare om este responsabil de alegerile sale și până n-ai înfăptuit păcatul, trădarea, nu ești vinovat. Încă mai ai șansa să te oprești. Și o treia lecție din viața lui Iuda. Faptele tale fie îl vând, fie îl înalță pe Iisus. Fiecare dintre noi suntem un potențial Iuda. Trebuie să fim conștienți de asta. Fiecare faptă ce o comitem are potențialul de a-L vinde sau de a-L înălța pe Iisus. Ori de câte ori facem un păcat, L-am vândut pe Iisus. Ori de câte ori ne asociem cu cei care îl resping pe Iisus, cu viața lor, îl vindem pe Iisus. Ori de câte ori atacăm demnitatea aproapelui, îl vindem pe Iisus. Dacă faptele tale îl vând pe Iisus, vino-ți în fire și rezolvă-ți problema. Nu-l urma pe Iuda până la capăt. Păcatul tău are o soluție. Nu aplica soluții permanente la probleme temporare. Soluția este
pocăința. 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, o spune atât de clar. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Pocăința este mijlocul prin care este soluția la păcatele noastre. Dar cum ajungem la pocăință? Pocăința nu este doar un regret pentru păcatul săvârșit. Iuda a regretat și s-a spânzurat. Pocăința este un regret sincer pentru păcatele săvârșite, o renunțare la ele și un angajament sincer de a trăi în ascultare de Hristos. În Scriptură ne sunt relatate câteva mijloace care conduc la pocăință. Care sunt acestea? Haideți să ne cercetăm prin ele. Un prim mijloc care conduce la pocăință, care poate conduce la pocăință, este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos în Matei 12 cu versul 41 spune așa: bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Cuvântul lui Dumnezeu te poate îndemna la pocăință. Citește-l și lasă-l să-ți vorbească. Un alt mijloc care te poate conduce la pocăință este bunătatea lui Dumnezeu. Pavel enunță acest adevăr în Roman, capitolul 2, versetul 4. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Sau Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Oare nu cumva o face deja? Prin faptul că are răbdare cu tine? Un al treilea mijloc este revelația directă ce vine de la Dumnezeu. Iov, capitolul 42, versul 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Când Dumnezeu ți se descoperă într-un mod special, lucrul acela poate constitui un mijloc care să te conducă la pocăință. Dar mai există încă un mijloc care poate conduce la pocăință: întristarea, certarea sau mustrarea. Putem citi din 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 9 și 10, unde Pavel spune așa: acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nici o pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Poate că întristarea, certarea, mustrarea lui Dumnezeu sunt mijloacele prin care încearcă El acum să te conducă la pocăință. Dar mai este încă un mijloc: pedeapsa disciplinară, corectivă, ce vine de la Dumnezeu. Cunoaștem cu toții textul din Evrei, capitolul 12. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Sau Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. De ce? Ca să nu fii osândit odată cu lumea. Faptele tale, fie îl vând, fie îl înalță pe Iisus. Dacă cumva îl vând, căiește-te de ele. Folosește-te de mijloacele lui Dumnezeu care conduc la pocăință. Căiește-te de El. Unii și-l dau pe Iisus vieții lor, dar nu-și dau viața lor lui Iisus. Unii și-l încredințează pe Iisus vieții lor, dar nu-și încredințează viața lor lui Iisus. Adică își ordonează viața după principiile lui Iisus, care realmente funcționează și le aduc avantaje. Viața le intră pe un făgaș bun și liniștit, dar inima lor nu are legătură cu persoana lui Iisus. Iuda
ar fi putut fi un ucenic dinamic al Domnului Iisus, dar a eșuat de două ori. Întâi, și l-a încredințat pe Iisus vieții sale. S-a folosit de El, în loc de a se încredința lui Iisus El însuși. Apoi, în al doilea rând, după trădare, necunoscându-i inima, necunoscându-l pe Iisus, a trecut pe lângă iertarea ce-ar fi putut-o primi. Chiar după ce faptele tale îl vând pe Iisus, mai există soluție pentru răul făcut. De aceea, nu aplica soluții permanente la probleme temporare. De aceea, în esență, viața lui Iuda și trădarea lui Iuda ne învață acest lucru. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, ca nu cumva să ajungă să fie osândit odată.